Ora 3 devine ora 4 în această noapte, semn că vara este aproape, iar zilele sunt mai lungi și astfel avem parte de mai multă lumină naturală. Schimbarea orei nu este însă pe placul unora dintre români. Cu dormitul am așa câteva insomnii, dar apoi totul reintră în normal. Pentru că lumina e multă și acum programul s-a schimbat de lucru, nu mai lucrează lumea de la 7 dimineața. Aș prefera să nu se mai schimbe. Să rămânem cu această oră. Medicii susțin că trecerea la ora de vară poate avea efecte negative asupra organismului uman, iar mulți oameni au nevoie chiar și de 2 săptămâni pentru a se adapta. Cei mai mulți reclamă efecte de tip cardiovascular, tulburări de rin, variatele tensiunii arteriale, iar riscul de infarct crește cu 5-10% în fiecare lună de după schimbarea orei, mai ales la persoane tinere și active. Nici efectele neuropsihice nu sunt de neglijat, de la durere de cap, amețeli și insomnie, până la tulburări de apetit și depresie. Persoanele instabile emoțional sunt cele mai vulnerabile în această perioadă. Aspectele negative vor fi cel mai adesea resimțite de persoanele care au deja tulburări sau vulnerabilități psihoemoționale preexistente. Și mă refer aici la depresie, anxietate, tulburări dispoziționale. Dar și în cazul lor, aspectele pozitive vor folosi ca un mijloc protector lumina soarelui, căldura, posibilitatea de a socializa, plimbările. Sistemul cu cele 2 ore de iarnă și de vară a fost adoptat de țările europene în secolul trecut pentru a economisi energie, mai ales în perioada războiului și a crizelor de pe piața petrolului din anii 1970. E bine să rămânem pe ora solară, care e ora de vară. Economiile de energie nu sunt atât de substanțiale, dacă vreți, pe cât se credea. În urmă cu câțiva ani, Comisia Europeană a propus renunțarea la schimbarea orei, fiecare stat membru având libertatea de a decide dacă dorește să mențină permanent ora de vară sau ora de iarnă și să anunțe pentru ce optează. Dar pandemia de COVID-19 și apoi conflictul din Ucraina au împiedicat implementarea acestei inițiative.